Încă de la primele ore ale dimineții, străzile Râmnicului au fost împânzite de forțe de ordine care verifică tot ce se întâmplă. S-au instalat filtre de poliție în tot județul pentru ca oamenii legii să fie siguri că vâlcenii sărbătoresc ziua de 1 mai acasă. Polițiștii vâlceni au transmis și un mesaj cetățenilor. Nu uitați, tradiționalul grătar nu este înscris în ordonanțele militare ca motiv de deplasare și, pentru binele tuturor, vă rugăm să rămâneți acasă. Scandalagii pot fi amendați și pentru tulburarea liniștii publice sau grătar în loc neautorizat, pe lângă sancțiunea dată pentru încălcarea ordonanțelor militare. Amenziile pot varia de la 2000 de lei până la 20.000 de lei, în funcție de gravitatea faptei.